Salutare tuturor! Eu sunt Ioana. Bine ați venit în bucătăria mea! Vreau să vă prezint o rețetă de humus făcut în casă, ce se face ușor și rapid. Rețeta este a Flaviei Hirișcău, iar eu am omis condimentele din ea, tocmai pentru a o face potrivită chiar și pentru copiii de sub un an de zile. Ce aveți nevoie pentru această rețetă sunt următoarele. 400 de grame de năut am folosit la conservă și am păstrat și zeama pentru a adăuga la final și a obține consistența dorită, 2 căței de usturoi, 2 linguri de lămâie și o lingură de tahini. Am luat de la biobunătăți. Cum procedăm? Punem în blender năutul, zeama de lămâie, căței de usturoi, îi pisăm înainte. și tahini. Mixăm totul și adăugăm zeamă din conserva de năut pentru a obține consistența dorită. Atât de simplu. Pentru copii cu vârsta mai mare de un an de zile, puteți folosi și gustul va fi pe măsură. Da? Puteți servi cu bastonașe de morcov, castravete, ardei sau cu crackers. Să aveți poftă și ne revedem în curând. La revedere!